Dacă respecti teta și nu țese, îți trimit gogonelele la tine în bucătărie. Mamă cum arată, îmi plac la nebunie aceste borcanele, abia aștept să gust. Și va veni vremea că știu rețete care se potrivesc de minune cu aceste murături. Voi n-ați auzit că-s garantate? Ei bine, așa zice Constantin. Iar dacă ce bunătăți am eu aici, cu siguranță vrei și tu să nu-ți iasă. Vorba aia nu trimit decât dacă respecti rețeta. Iar dacă țese, n-are sens să-ți mai trimit, pentru că deja sunt la fel de gustoase ca ale mele. Așa că, dragii mei pofticioși, ingredientele acolo jos în descriere, dați click pe titlu, desfășurați și găsiți tot ce trebuie, cantități exacte cât am folosit. Așa că, hai să ne apucăm de pus gogonele pentru iarnă. Înainte de a pune gogonele la borcan cu restul de mirodenii, vreau să mă ocup de apă, adică de saramură. Eu am aici o oală umplută cu apă, apă de izvor, pentru că da, stau aproape de izvor, am tras o fugă, mi-am adus apă proaspătă și asta o folosesc. Dar o poți folosi fără nicio problemă și pe cea de la robinet, pentru că această apă va fi fiartă înainte. După care voi pune sarea și o să vă zic exact câtă sare pun per litru de apă. Am aici un cântar, vreau să cântăresc alături de voi să vă spun exact cât măsoară o lingură. O secundă să pornească cântarul, pun aici, îi fac și tara. Așa că aceasta este lingura, o lingură umplută normal, deci nu exagerat, și am să pun aici. Și are undeva la 25 de grame. Eu am aici 5 litri de apă, drept urmare am să pun 5 linguri de sare. Sare în genul acesta, adică 25 de grame de sare per litru. Dar înainte de a pune sare, vreau să aduc apa din oală în punctul de fierbere, așa că la fiert cu ea. Ia uitați pofticioșilor, apa a început să fiarbă, acum a venit momentul să pun sarea. Și așa cum am spus, am să pun exact 5 linguri de sare după măsura pe care v-am arătat-o mai devreme. O lingură, 2, 3, 4, 5. Iau și amestec să se topească sarea și am să mai las să tragă un clocot. După care opresc focul, o las să se tempereze, să devină călduță, să nu te frici când bagi degetul în ea. Și o punem peste murături. Atât de simplu se face saramura. Acum că știi rețeta de saramură, în cazul în care nu-ți ajunge saramura pentru borcane, ei bine știi ce ai de făcut. Un litru de apă cu o lingură de sare. Asta e tot. Așa că hai să începem, dragilor, cu cele mai gustoase gogonele pentru iarnă. Să vă arăt cum le pune bunica, cum le pun eu, cum le pune mama soacră, cum le pune mama. Pentru că, da, cu toții punem gogonele pe iarnă și le punem după sufletelul nostru. Fiecare după cum simte. Căci despre asta e vorba atunci când punem pe iarnă. Punem ce ne place pentru că ne place. Și am să încep așa. Am să iau 2-3 pălării de mărar uscat, le pun aici pe fundul borcanului. Împreună cu câteva frunze de țelină, practic o rămurică de asta de frunze de țelină, pun aici pe fundul borcanului. Așa, cam 3-4 căței de usturoi pun aici pe fund. Ce mai am aici? Câteva rondele de morcov. Morcovul ăsta e suficient de mare și va arăta foarte bine în borcan. Pun aici. Trag lângă mine și bunătățile astea mici, că astea vor fi cireașa de pe tort. Le pun aici lângă. Și acum încep să pun gogonele. Iau și le așez aici. Și mai mari, și mai mici, și mai roșii, și mai verzi, și mai colorate, și mai descolorate. Să fie frumos, să arate bine, să-ți încânte ochii atunci când mănânci o murătură sau când dai iama la borcan. Că vorba aia, astea merg de minune cu o fasolică cu ciolan afumat. Și apropo, am și o rețetă super delicioasă de fasole cu ciolan afumat. Așa că o găsește sus la recomandări. Hai să continuăm. Dau drumul aici. Și am să pun și de astea mai mititele. Așa, printre spațiile rămase între roșiile mari, le umplem cu de-astea mititele. Punem așa, își găsesc ele locul. Și uitați voi aici ce frumușele sunt, uitați ce mici sunt. Astea vor da gust, arată și bine. Am să mai pun iarăși câteva rondele de morcov. Cam un morcovel de ăsta mai mărișor per fiecare borcan. Borcanul e de 5 litri, așa că eu zic că morcovelul ăsta e suficient. Pe aici. Pe aici. Să iasă cum trebuie. Ce să mai zic, am și un ardeiuș. Bag și ardeiul. Uite așa. Și ca să fac o cromatică frumoasă, pun și unul de astral. Că să am doi de borcan. Pun aici. Mai bag doi căței de usturoi. Iarăși gogonele. Iar pentru aspect, uitați ce am eu aici. Am o sfeclă roșie. Nu e necesar, dar dă o culoare frumoasă la saramură. De un roziu așa mai special. Iar borcanul arată și mai frumos. Așa că, dacă vrei, pui, dacă nu, nu. E opțional, dar dacă îți place, pui. Am să tai tot așa câteva rondele. Așa. Și pun și eu de colo-colo. Pentru că da, arată bine.
Astea sunt inimioare de bivol, ce au rămas un pic în urmă, dar ia că te le folosesc ca gogonele pentru iarnă. Mai pun 2-3 căței de usturoi, unul acolo, unul aici, unul aici. Am să iau din nou niște frunzulițe de țelină, data asta am să le rup așa și le pun frumos aici colea. Arunc niște morcovel, am să-l bag pe tot, că așa am și zis, și încă una-două pălării de mărar. Una aici. Asta e, dragilor, primul borcan e gata. Dar următorul borcan vreau să pun și pepene. Am aici un pepene grozav de greu. Ia uitați voi aici ce frumușel arată. Am să-l pun pe ăsta întreg, iar de aici am să tai câteva felii și am să pun prin borcan. O să iasă o nebunie. Hai, vă arăt imediat și cum procedez. Am să apăs un pic pe el să intre, că dacă te l-am băgat, sper să-l și pot scoate. Îl pun așa într-o parte aici. Am să vin și cu una de asta mai coaptă, așa, pentru că știți voi, e nebunie atunci când mănânci din ea. Mamă, îmi plouă în gură numai când mă gândesc la ele. Wow! De data aceasta n-am să pun sfeclă, dar am să pun puțin hrean. Pentru acești pepenași mici și câteva felii din ăsta de aici, ca să-i conserv mai bine și să nu se înnoaie prea tare. Vorba aia, dacă pui bun, iese bun. Repet, hreanul este opțional. Dacă îți place, poți pune și la gogonelele simple, dar eu prefer să pun doar atunci când mai intercalez cu pepeni sau harbujei de ăștia, cum le zicem noi. Așa că am să tai în feliuțe mici și am să pun 3-4 bucățile de hrean. Aici una, acolo una, aici una. Și iar că pepenele îl pun așa frumos pe aici, pe acolo. Dacă aș fi pus murăturile la butoi, atunci îi puneam întregi. Dar neavând spațiu suficient pentru butoi, eu îi pun la borcan. Și am să-i pun așa, felii, fără nicio problemă. Iar că și borcanul numărul 2. Mai am pentru borcan, îl pun și pe ăla și o să vedeți la final cum arată. Pofticioșor, totul este pregătit pentru a pune murăturile, gogonelele pentru iarnă. Așa că am aici saramura temperată, uitați și voi, 1, 2, 3, 4, 5. Așa că o mică paranteză, să știți că sarea mare pentru murături, cea neiodată, lasă așa niște firicele de nisip. Așa că atunci când iei saramura din oală, să ai grijă să nu faci prea mare deranj. Să nu iei și din nisipul ăla să ajungă și în borcan. Cu o căniță frumos, bagi încet și încep să torni saramura în borcan. Ia ca așa. Cu grijă să nu dai pe lângă și să umpli până în buza borcanului. Atât. Cam 1,5 litri de saramură. Văd că cam atât a intrat. Eu am aici 5 litri, ar trebui să ajungă pentru borcanele astea 3. Hai, revin după ce le umpli. Ia câtă, dragilor, murătorile mele pentru iarnă. Am făcut gogonelele astea nemaipomenit de gustoase, gogonele pe care, sincer să vă zic, abia aștept să le mănânc. Cu, am spus eu ce, o fasolică cu ciolan afumat de zile mari. Rețeta aici, la recomandări. Dai click pe i-ul acela și găsești fasolica cu ciolan afumat a la Paul și Constantin. Dragilor, a venit momentul să le pun capacul. Din păcate nu le vom putea gusta acum, dar nu e niciun fel de problemă pentru că le veți vedea în rețetele mele. Așa că gustul e garantat oricum și n-are cum să nu iasă bine din moment ce le-am făcut cu atâta dragoste pentru voi, pofticioșii mei. Și o să vă mai spun un pont. Aceste borcane, aceste murături vor fermenta, iar în momentul în care vor fermenta, dacă capacul nu este suficient de etanș, ei bine, va curge puțină saramură peste. Așa că eu personal pun câte o farfurie sub fiecare borcan ca să nu am probleme. Să nu am probleme nici în cămară, dar nici cu soția, nu de alta, dar m-ar pune la strâns și eu nu prea am chef. Așa că, pofticioșilor, acestea fiind spuse, uitați și voi aici murăturile mele pentru iarnă. Dacă vrei să vezi castraveți murați, să știți că am și rețeta de castraveți murați, dar și rețeta de castraveți la oțet, pe care vă las aici sus la recomandări să o puteți vedea. Mai mult decât atât, am și un playlist dedicat pentru iarnă. Chiar așa se numește. Te uiți în acel playlist și găsești tot, absolut tot. De la zacuscă la murături, tot ce am gătit eu pentru iarnă în această perioadă, le găsești acolo. Pofticioșilor, acestea fiind spuse, nu rămâne altceva de făcut decât să vă mulțumesc că mă urmăriți, că mă susțineți și ne vedem data viitoare cu o nouă rețetă super delicioasă. Rămâneți frumoși de amintiri și mereu pofticioși. Dragilor, v-am pupat și ne vedem cu o nouă rețetă. Pa, pa!